O echipă Canal Sud are făcut traseul acestuia și a stat de vorbă cu principalele persoane care și-au făcut curaj și l-au denunțat la poliție pe individ. Asta vară, în luna iulie-august, cam așa. Și cum a decurs discuția? M-a întrebat dacă vreau un aneleu, dacă sunt interesată de un aneleu. Și am spus că da, vreau să știu și eu despre ce-i vorba. Am fost cu el la primărie, am depus actele, tot ce am avut de făcut. Ce ați avut încredere în el? Când am mers, prima dată nu, dar când am mers cu el la primărie și am depus actele, da. Ce v-a făcut să aveți încredere în el? Am intrat în toate birourile alea ca și când eram la mine acasă. Era familiarizat cu familia, da, exact. Și angajații de la primărie nu spuneau nimic? Absolut nimic. Chiar mă băga și în față. M-a blocat pe Facebook, m-a blocat pe telefon, m-a blocat pe absolut totul. Îmi răspundea prima dată la TV, după ce m-a blocat, atunci mi-am dat seama că este țeap. Din moment ce m-a blocat peste tot, am încercat să sun după un alt număr și nu mi-a răspuns și atunci mi-am dat seama că este țeap. A rămas cu paguba banilor pe care i-a dat și cu un gust amar pentru că a fost înșelată de un pensionar. Concubina bărbatului de 64 de ani, anchetat de procuror după ce a înșelat mai multe persoane de la care a pretins sume de bani, face acum primele declarații. Aceasta spune că nu știa despre practicile bărbatului și că nu i-ar fi dat nimic de bănuit. Eu deja sunt distrus. De ce? Mie mi se pare normal. Am vorbit cu toată lumea, am vrut să reglementăm treburile, că e bătrân și e într-adevăr s-a făcut problemele care le-a făcut. Dar acum, ce vrea Dumnezeu? După ce a aflat de problemele în care concubinul a intrat, femeia a contactat personal toate victimele pentru a le restitui banii, însă acest lucru nu a stins ancheta începută de oamenii legii. Încă eu am vorbit cu toată lumea, să retresese toată lumea, că să le dăm bani așa, cu dreptate, că până la urmă e banul omului, așa, și să ajunge să... Păi, o singură femeie ne-a îngropat așa. Deci o simplă femeie, atât. Da, el a lucrat, Nea Tudorel, a lucrat vreodată? Sincer să spun, nu știu dacă a lucrat sau n-a lucrat, că eu l-am de 7 ani. Nu știu ce s-a lucrat, mie mi-a decedat omul de acum 8 ani. Nu știu să vă zic că a lucrat sau n-a lucrat, are o pensie, indemnizație de 4 milioane, vă dați seama, și sărăcia păi poate... Păi deci pleca de acasă dimineața și venea după amiaza sau cum? Nu, pleca, lipsea nicio oră, nu lipsea. Și venea acasă. Dar nu l-am văzut așa să zic, nu pot să spun că mi-a Dumnezeu deasupra. Până la urmă trebuie să-mi apară bărbatul așa cum este. Dar îmi pare rău de el că e bătrân și n-ar trebui să se întâmple lucrurile. Deci acum ce faci? Să duci la pușcărie? Nu știu. Deci este urmărit penal că este primul lui astea. Sau să vedem acum. Femeia spune că este distrusă de situație și nu știe ce se va întâmpla cu concubinul acesteia. Bărbatul trăiește dintr-o indemnizație de câteva sute de lei pe care o primește lunar. Femeia recunoaște că își aduce aminte că bărbatul ar fi avut o discuție în luna decembrie cu una dintre femeile care au ajuns să-l reclame la poliție. Da, ne-am întâlnit la o cafea, era și soția lui. Ne-am întâlnit la o cafea, acolo i-am dat și bani. La Mali ne-am întâlnit la o cafea, acolo am vorbit cu el. Am semnat niște acte pe care am înțeles de la primărie că unul dintre domnii de acolo e mort de câțiva ani, celălalt a ieșit la pensie de câțiva ani care n-are nicio treabă cu el. Când am fost la primărie, mi-a dat două hârtiuțe cu un număr de înregistrare și am spus că n-are cum să fie țeapă din moment ce mi-a dat un număr de înregistrare. Iar când m-am dus la primărie și am observat că este țeapă, că de fapt dosarul meu era băgat într-o cutie. Procurorii l-au pus pe bărbat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Totodată, alte 5 persoane care i-au dat bani acestuia pentru a le favoriza o locuință ANL sunt cercetate pentru cumpărare de influență. În data de 29 martie 2024, parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de un bărbat de 64 de ani cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, săvârșită în variantă continuată, constând în aceea că în perioada august-noiembrie 2023, bărbatul respectiv, inculpat în cauza noastră, a pretins și primit diferite sume de bani de la 6 persoane, promițându-le, în schimb, că are influență asupra funcționarilor din primărie și le poate obține locuințe sociale.